Încă din anul 2018, Comunei Dănicei s-a aprobat și finanțat un proiect care privește construcția unui centru de asistență socială. Acum, proiectul pentru construirea unui centru social în Comuna Dănicei, a cărui finanțare se desfășoară prin AFIR, este aproape gata. Suntem la stadiul de 60% din construcție. Urmează să constructorul să pună acoperișul. Acum așteptăm 20 de zile ca placa să se întărească. Și ușor, ușor, cum am și zis, până la sfârșitul lunii august va fi finalizat complet. Vă dați seama că, până la urmă, pentru locuitori facem aceste investiții să fie un trai mai bun. Avem prin Compania Națională de Investiții, așteptăm să ne spună câștigătorul licitației, deoarece prin Compania Națională de Investiții a făcut demersurile pentru licitație, pentru căminul cultural și suntem în faza de SF la construire de primărie nouă în Comuna Dănicei, care na, o să mai dureze. Știu că va fi un camin cultural foarte frumos, mare, da, și încăpătat chiar pentru toți cei care doresc să desfășoare evenimente în interior. Da, da, da. Este o clădire, una, au fost trei tipuri, este cea medie, deci oricum este foarte, foarte mare. Cam ce suprafață va avea? Nu știu exact să vă spun, din câte știu va avea o suprafață construită de aproximativ 500 de metri pătrați, dacă nu mă înșel, nu știu exact. Acum nu am, dar oricum știu că este foarte mare și foarte, foarte frumoasă. Proiectul are finanțare europeană în valoare de 70.000 de euro, iar centrul va asigura servicii de asistență socială pentru situații de urgență sau calamități, va fi utilat cu absolut tot ce trebuie, spații de socializare, bucătărie utilată, mobilier, televizoare.